Dragi ascultători, iată că am ajuns și la ultimul capitol din frumoasa carte a lui Selma Lagerlof, Charlotte Lovensholt. Mă bucur tare mult că v-a plăcut și că mi-ascultați în continuare lecturile. Cei care vor să mă susțină, o să las în descrierea videoclipului contul meu bancar. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc audiție plăcută! Ultimul capitol Ziua cununiei Shagrstrom se prezentă duminică la ora două la parohie, așa cum îi ceruse Charlotte. Bogatul fabricant călătorea în landoul său cel mare. Caii și hamurile străluceau. Valetul și vizitiul erau în livrea de gală, cu buchețele de flori prinse de haină, cu pantaloni scurți din piele albă și cizme de lac, până la genunchi. Fastul vestimentar al stăpânului nu se putea compara cu al slujitorilor, Totuși era și el gătit de sărbătoare, cu vestă albă și frac, ce îi venea ca turnat, cu jabou și manșete și cu un boboc de trandafir la butoniera. Ce mai încoace și încolo, oricine l-ar fi văzut pe el și strălucitorul echipaj, n-ar fi putut să nu și spună, ia te uită. Bogătașul șegr strum merge la însurătoare. La parohie se făcă o primire afectoasă care îl mișcă. La drept vorbind, bătrâna clădire atât de zbuciumat în timpul din urmă, a văzut o înfățișare mohorâtă și neprimitoare. E greu de spus în ce consta acest aspect, dar niciun om simțitor nu se putea să nu-l observe. Acum, poarta cea mare și albă era larg deschisă, de asemenea și ușile de la veranda. Storurile întregului rând de ferestre de la etajul întâi, care fusese coborâte vreme de săptămâni, erau acum ridicate. Soarele putea pătrunde în voie prin camere, făcând să pălească în lumina lui intensă culorile covoarelor și cuverturilor. Dar asta nu era singura deosebire. Florile aveau o strălucire neobișnuită. Păsările ciripeau cu nemaipomenită voioșie. Nu numai drăgălașa fată în casă, dar și pastorul și soția lui îl așteptau în prag. Amândoi îl îmbrățișară pe șegrăstrum, îl sărutară pe obraj, îl bătură pe umeri și se adresară pe numele mic, fără nicio ceremonie. Îl tratau ca pe un fiu. Șegrăstrum nu dormise toată noaptea, zbuciumat și nehotărât cum era. Acum simțea o mare ușurare, ca atunci când o măsea stricată încetează brusc să te mai doare. Îl conduseră în biroul pastorului unde Charlotte îl întâmpina. Îmbrăcat într-o rochie de culoare deschisă din mătase ce făcea ape, arăta fermecătoare, deși veșmintele ei erau demodate. Era ușor de ghicit că doamna pastor scotocise într-unul dintre cuferele mari aflat în podul parohiei și o scosese la iveală pe aceasta, căci Charlotte nu avea nicio rochie potrivită. Era scurtă, foarte decoltată și croită ca și cum femeile ar avea talia pe la subsori. Dar se potrivea destinației actuale și îi ședea bine. Nu purta nici cu nici boal de mireasă. Doamna pastor o ajutase pe Charlotte să-și pieptene părul în sus și să-l prindă cu un pieten înalt de baga, așa încât cu era în ton cu rochia. În jurul gâtului purta două șiraguri de mărgele din chihlimbar, cu o închizătoare frumoasă, iar la mâini, brățări tot de chihlimbar. Erau podoabe fără valoare, dar îi veneau bine. Arăta ca un portret de demult. Când Shagrestrum se aplecă pentru a-i săruta mâna, Charlotte îi spuse cu un zâmbet tremurător. Carl Arthur a plecat la Karlstad să se împace cu mama lui. Nimeni altcineva, domnișoară, n-ar fi putut înfăptui o asemenea minune răspunse sincer Shagrstrom. Înțelese că Shalot nu reușise să-l convingă pe tânărul Ekenstedt să plece decât consimțind să se mărite cu el, cu Shagrstrom. Cum se înlănțuiau faptele, nu își putea explica și, la drept vorbind, era destul de nemulțumit de toată combinația. Desigur, admira sacrificiul fetei. Voia să știe împăcați pe doamna colonel și fiul ei, dar, oricum, ar fi dorit ca fata să se fi măritat cu el de dragul lui, nu de al tânărului Ekenstedt. Influența nefastă de care vorbea în scrisoare a fost la mijloc. Influența nefastă a vrut nici mai mult, nici mai puțin decât să mă vadă măritată și departe de parohie. Și totul trebuia să se petreacă fără întârziere. A fost necruțătoare. Și Egrăstrun fu izbit de cuvântul necruțătoare. Bănuia ce chin înseamnă pentru Charlotte să-i acorde mâna. Stimată domnișoară, în regret nespus. Charlotte îl întrerupse. Mă numesc Charlotte, spuse ea făcând o ușoară reverență. Și am de gând să spun Henrik. Shagrström se înclină în semn de mulțumire. Am de gând să spun Henrik. Am aflat că răposată ta soție spunea Gustav. Vreau să-i las ei acest nume. Să nu luăm morților cei al lor. Shagrström fu uimit, extrem de uimit. Aceste cuvinte arătau că Charlotte nu mai simțea pentru el aceeași aversiune ca atunci când se întâlniseră ultima oară la Orobro. Din această clipă, starea lui sufletească se schimbă. Dacă neîncrederea și umilința n-ar fi fost la el o a doua natură, s-ar fi simțit pe deplin fericit. Charlotte îl întrebă dacă e de acord ca ceremonia să aibă loc în biroul pastorului unde atâtea perechi fusese reunite de cursul anilor. Doamna pastor ținea să ne cununăm sus, în salonul cel mare, dar pentru mine mai solemn este aici, jos. De fapt, Charlotte dorise să-și consacre dimineața aceea unei discuții intime cu bătrânii ei prieteni și ocrotitori și nu-i permisese doamnei pastor să-și piardă timpul ștergând praful și lustruind mobila în salonul unde cam de mult nu se mai umblase. Bătrâna nu putuse pregăti cum se cuvine nici gustarea cu care ar fi vrut să-i ospăteze pe tinerii căsătoriți și Agrestrom nu ridică nicio obiecție în privința locului de oficiere a slujbei și cu a avut loc imediat. Vizitiul și valetul de la Stora Shotorp, fermierul și soția lui, precum și personalul de la parohie, fură poftiți să asiste la ceremonie. Bătrânul pastor pronunță formulele rituale. Prin ferestrele deschise se auzeau ciripini cintezoi și vrăbii, atât de vesel și zglobiu, încât ai fi putut crede că știu ce se întâmplă și vor să sărbătorească evenimentul cu cele mai frumoase imnuri nopțiale Când totul se termină, Shagrestrum rămase o clipă descumpănit. Nu știa ce să facă, dar Charlotte se întoarse spre el și oferi buzele să le sărute. Voia în orice chip să-l amețească? Se aștepta la orice, la lacrimi, la amărăciune împietrită, la o atitudine distantă, țeapănă, dar nu la această supunere veselă. Sunt sigur că toți cei care ne văd cred că eu sunt cel silit să fac această căsătorie, nu ea, își puse în sinea lui. Nu găse altă explicație decât că mândria o obliga pe Charlotte să se arate veselă și mulțumită. Dar ce bine se preface, se gândi el, puțin în ciudat și totuși cu oarecare admirație. Apoi, cei patru se așezară la masă la un dejun care, după spusele doamnei pastor, fusese încropit cum dăduse Dumnezeu, dar care era cât se poate de gustos. Șeagărstrun făcu efortul să-și alunge proastă dispoziție. Pastorul și soția lui, care desigur își dădeau seama de poziția lui delicată, se străduiau din răsputeri să-l învioreze și, până la urmă, pare să că au reușit. Cel puțin limba îi se dezlegă. Le povestea despre călătoriile sale în străinătate, despre încercările sale de a introduce metode mai bune de prelucrare a fierului în Suedia, ținând seama de cele învățate în Anglia și în Germania. În timp ce vorbea, observă că Charlotte asculta cu atenție. Și cu gâtul întins și cu ochii mari sorbea fiecare cuvânt a lui. Presupunea că nu putea fi decât o simulare. O face de dragul bătrânilor, se gândi el. E cu neputință să poată fi interesată de asemenea lucruri din care nu pricepe o iotă. Vrea să-i facă pe pasul și pe soția lui să creadă că e îndrăgostită de mine. asta e totul. Această explicație se părut mai puțin dezagreabilă decât prima. Îi făcea bine să vadă cât de legată-i soția lui de acești minunați bătrâni. Spre sfârșitul mesei, atmosfera deveni totuși apăsătoare. Bătrânilor nu le venea să creadă că peste câteva clipe, Charlotte îi va părăsi. Charlotte, această fătură scânteitoare cu gafele, cu năzbătile și năzdrăvăniile ei, cu limba ei ascuțită, cu înflăcărarea ei, Charlotte pe care adeseori o certaseră, Charlotte care iertaseră totul pentru inima ei iubitoare, nu va mai locui în casa lor. Cât de goală și de neinteresantă le va fi viața. Bine totuși că mâine vin apoi să-ți împachetezi lucrurile, spuse doamna pastor. Și agrăstrum înțelese. Încercau să se mângâie cu gândul că Charlotte nu va pleca prea departe, că uneori îi va putea vizita. Totuși parcă îi vedea cum se chircesc, cum spatele li se încovoaie, cum chipurile li se zbărcesc, Începând din acea zi nu mai exista nimic care să-i apere de bătrânețe. Suntem atât de bucuroși, micuța mea. Vei avea un cămin minunat, un soț bun, dar înțelegi. Ne vei lipsi, ne vei lipsi nespus. Era gata, gata să plângă, dar doamna pasul salvă situația povestindu-le Shagrstrom ce-i mărturisise moșul ei care ar face dacă ar fi cu 50 de ani mai tânăr și burlac. Toată lumea izbucni în râs și, pentru moment, gândurile triste fură alungate. Când în trase la scară și Charlotte se apropie de doamna pastor să-și ia rămas bun, bătrâna o luă cu ea în camera de alături și-i șopti. Nu-l slăbi din ochii, draga mea. Ceva-l frământă. Ai grijă de el. Charlotte promise să facă tot ce-i stă în putință. De altfel arată foarte bine azi. Ai remarcat? Niciodată nu mi s-a părut că arată urât. Are ceva puternic în el. Seamănă cu Napoleon. Ce spui? Niciodată nu mi-ar fi trecut așa ceva prin minte, dar e bine că tu te-ai gândit la asta. Când Charlotte ieși în fața casei, gata de drum, și Agrăstrom observă că își pusese aceeași pălărie și mantie pe care le purtase la biserică cu patru duminici mai înainte și pe care atunci le găsise prea simple. Acum mi se păreau încântătoare și, în ciuda tuturor reținerilor, simțiu o bucurie copleșitoare la gândul că această fată era acum soție și că avea să-l urmeze în casa lui. Despărțirea lui și-a de bătrâni nu mai lua sfârșit. Șeagrăstrun se apropie de ea, o ridică în brațele sale puternice și o așeză în trăsură. – Așa, așa, așa se cuvine! – strigară pastrul și soția lui în timp ce landoul dădea o colpa și ști smălțate cu flori, și așa pe poartă. Mai e nevoie să spunem că tânărul Shagerstrom regretă de îndată gestul său? Era o greșeală din partea lui să sperie pe Charlotte. Dacă se purta în felul ăsta, ar putea crede că el considera căsătoria lor altceva decât o simplă căsătorie formală și că ar putea pretinde drepturile unui adevărat soț. Charlotte arăta într-adevăr puțină liniștită. Shagerstrom Observă cum se ghemuise în colțul trăsurii cât mai departe de el. Dar asta nu ținu mult. Mai înainte de a ajunge în sat, Charlotte ședea alături de el zâmbind și sporovăind. El este de înțeles, își puse Shagrstrum, că va face mină bună atâta timp cât trecem prin mijlocul satului. Dar bineînțeles că nu va fi la fel când vom fi din nou singuri, la drumul mare. Însă Charlotte continuă așa cum începuse flecării veselă și vioaie cât ținu călătoria. Iar subiectele de discuție alese erau minite să arate că ea căsătoria foarte în serios. La început se interesă de caii lui. În primul rând voia să știe câte ceva despre cei patru cai înhămați la Landou. De unde erau cumpărați, cum se numeau, ce vârstă aveau, din cine se trăgeau, dacă erau sperioși, dacă erau nărăvași. Apoi veni rândul tuturor celorlalți cai de la Stora Schotorp. Aveau oare și cai adevărați de călărie? Cai bine dresați? Și șei? Exista într-adevăr o șa englezească de damă? Se gândi cu compătimire la cai de la parohie. Tare prost le va merge de aici înainte când ea nu va mai fi acolo să-i pună puțin în mișcare. Aici și nu se putea stăpâni să nu facă observație. Am auzit recent în diligență de la o doamnă necunoscută cum o anumită domnișoară maltrata bietele animale nevinovate ale binefăcătorului ei. Cum așa?" exclamă Charlotte, dar înțelegând imediat la ce se referea, izbucni în râs. Un râs bun e într-adevăr ceva extraordinar. Dintr-o dată cei doi tineri în surăței se simțiră ca niște vechi prieteni. Răceala și atitudinea ceremonioasă între ei dispărură. Charlotte merse mai departe cu întrebările ce fel de ateliere și instalații se aflau la Storașotorp? câte cuptoare aveau o forjă și cum se numeau fierarii, soțiile și copiii lor. Auzise parcă vorbindu-se de asemenea despre un joagăr. Era adevărat? Aha, exista chiar și o moară. Câte pietre exista o moară? Cum se numea morarul? Era un adevărat interogatoriu și a un amețit de atâtea întrebări. Câteodată nu le putea face față cum trebuia nu știa câte oi are și nici nu era prea sigur câte vaci cu lapte se află în graști și nici cât lapte dau. Asta e treaba intendentului, spuse el și râse. să că nu prea știi mare lucru. Sunt sigură că acasă la tine domnește o dezordine îngrozitoare. Va fi treabă, nu glumă, până o să se pune totul la punct. Nu părea deloc nemulțumită de această perspectivă și și Agrestru mărturisit că de mult își dorea un tiran domestic, o stăpână acasă destoinică, așa ca doamna Forsius. Pentru că el rostise cuvântul intendent, Charlotte îi veni ideea să întrebe câți funcționari mâncau la masa marea stăpânului, cum era organizată gospodăria, câte servitoare erau și câți valeți. Avea vreo menajeră? Era capabilă? Nu uită nici grădina. Când află că există acolo și seră obișnuită și seră de viță de vie, fu uimită. La fel ca atunci când auzise vorbindu-se despre cai de călărie. Se înțelege că lui și nu -i drumul, nu-i se păru cât de puțin lung și când răsura o luă pe aleea ce ducea prin pădure spre Conac, trebuie să spună că cele două mile care despărțeau satul de Stora Shotorp îi se păruse uimitor de scurte în acea zi. Dar se feri să-și facă iluzii. O înțeleg atât de bine. Încearcă să se împace cu soarta vorbește ca să se amețească. E ușor de imaginat că la stora Șotor fusese o zi agitată. Nu știau prea bine ce se întâmpla cu patronul. Curierul de la parohie venise sâmbătă după amiază la ora trei, dar așa nu suflase o vorbă despre ce îi aștepta decât seara târziu. Atunci își aminti brusc că trebuia să-și procure o verighetă. Intendentul fu trimis în cel mai apropiat oraș cu poruncă să-l trezească pe Juva Ergiu, chiar din cel mai adânc somn, dacă va fi nevoie, și să cumpere un inel de aur pe care Giuvaergiul să graveze numele lor. Intendentul, din fericire, nu și nu gura și dădu de veste că a doua zi va sosi la conac o nouă stăpână. Alminteri, când ar fi avut timp menajera să erisească saloanele de primire, să scoată husele, să șteargă praful. Când ar fi avut timp grădinarul să grebleze aleile, să plivească răzoarele de flori. Și când ar fi fost timp, să se curețe și să se lustruiască livrelele, cismele, hamurile și landoul. Patronul se învârtea de parcă ar fi fost amorțit, de parcă n-ar fi fost bun de nimic. Johansson, valetul, alesese din proprie inițiativă ceea ce socotise a fi un costum potrivit de nuntă. Din fericire, existau oameni ai casei care știau ce înseamnă să întâmpine o mireasă. Atât grădinarul cât și menajera Lucrase aici pe timpul când doamna Oldencrona domnise la Stora Shotorp, așa că știau ce aveau de făcut spre cinstea acestei case. De formă, înaintea plecării lui la cununie, menajera își întrebase stăpânul ce porunci dădea în legătură cu primirea noii stăpâne. La fel de prevăzător fusese și grădinarul. Shagrestrom, desigur, nu se gândise la vreo primire, dar dacă doamna Selberg voia să pregătească o mică masă de bun venit și dacă grădinarul avea timp să ridice un arc de triumf, el unul n-avea nimic împotrivă. Căpătând astfel mână liberă, acești oameni, cum se cade, abia au așteptat plecarea lui Shagrström pentru a pune la cale o primire regească. Gândește-te, doamnă Selberg, spuse grădinarul, domnișoare dintr-o familie de neam ales și știe cum se petrec lucrurile la un conac mare ca al nostru. Ei, Iași, vine de la o biată parohie, deci nu cred că se pricepe la asemenea lucruri. Dar asta nu ne împiedică să arătăm că știm să ne purtăm. Nu fi atât de sigură de asta. Am văzut-o la biserică. Nu arată deloc ca o simplă fată de pastor. Ar fi trebuit să vedeți ce ținut avea. Mi se părea că o văd înaintea ochilor pe vechea stăpână de la Stora Schotturb. Am fost foarte mișcat. Cum o fi? De neam mare urba, eu sunt bucuroasă că vom avea o stăpână tânără în casă. O să fie baluri și petreceri. O să putem arăta ce știm. Va fi altceva decât să gătim cât e ziulica de lungă pentru niște domni care nu facă ceva decât să se giftuiască. Numai să nu dați de prea mult bine. Cine a stat pe lângă doamna pastor Forsius atâția ani se pricepe la gospodărie. Spunând acestea, ieși în grabă pentru că trebuia să treacă neîntârziat la fapte. Dacă voia, să ridice pe patru arcuri de triumf și pe deasupra să împodobească intrarea cu inițiale din flori, nu putea să-și piardă vremea pălăvrăgind. Meșterul singur n-ar fi dus treabă la bun sfârșit dacă n-ar fi găsit atâtea ajutoare zeloase. Trebuie spus că toți cei de la Conac și de la Forjă erau încântați. Va exista iar o doamnă șegrăstrum la Conac, la care se vor putea duce cu grijile, cu necazurile lor. O stăpână era totuși de preferat unui stăpân. Ea stătea acasă, puteai discuta cu ea despre copii și despre vaci, era aproape prea frumos pentru a fi adevărat. Câțiva copii răspândiră vestea printre muncitori în toate fermele și gospodăriile domeniului Shagerstrom. Oamenii se găteau cu ce aveau mai bun pentru a merge la conac să o zărească pe mireasă. Dar care cum ajungea acolo de îndată era pus la treabă. Arcurile de triumf ridicate, steaguri și stindar de vechi folosite de foștii proprietari fură înălțate de-a lungul drumului, instalară și două archebuze pentru salvele de bun venit. Era un dute vino, o forfotă de neînchipuit. Dar când Mirii ajunse pe domeniul Stora Shotor, totul era gata. La primul arc de triumf ce se afla în pădure, fura aclamați de toți fierarii forjei, cu baroasele pe umăr. La al doilea, ridicat la poalele pădurii, îi așteptau fermierii. Aceștia dădură onorul cu sapele. La al treilea arc, care marca intrarea în alee, se auziră strigătele de ura ale lucrătorilor de la moară și ale tăitorilor de lemne. La al patrulea, care dădea în curte, grădinarul înconjurat de ajutoarele lui, înmână un minunat buchet de flori. În fine, sus la conac așteptau intendentul, contabilii, menajera, servitoarele. Acestea din urmă se înclinară și făcură reverențe. De fapt, ordinea nu era atât de perfectă cum a fost descris aici. Toți erau în cea mai bună dispoziție, strigau ura, și aclamau din toate puterile în momentul în care Landoul trecea pe lângă arcurile de triumf unde erau puși de pasă. Copiii se luau la întrecere cu trăsura într-un mod foarte puțin solemn și salvele de tun izbunire în cele mai neașteptate momente. Totul însă era frumos și sărbătoresc, încât defuncta doamnă Oldencrona ar fi fost mulțumită dacă ar fi privit în jos din ceruri. Și ar fi spus că Stora Șotorp și bătrânul ei grădinar erau la înălțime și Agrestrum nu se gândise la o primire atât de măreață și era cât pe ce să se supere pentru libertatea pe care și luaseră oamenii săi. Mai înainte de a da glas nemulțumirii, aruncă din fericire o privire spre Charlotte. Ea zâmbea cu buzele între deschise, dar, totodată, o lacrimă strălucea în colțul ochilor. Ținea mâinile împreunate în poală. Ce frumos! Ce frumos! Toate acestea, arcurile de triumf, steagurile, zâmbetele prietenoase, salvele micilor archebuze erau pentru ea. Îi erau bun venit la Conac. Și ea, care de câteva săptămâni se obișnuise cu disprețul oamenilor, se deprinsese ca ei să se retragă atunci când o zăreau, ea, care simțise cum bănuielile și clevetirile urmăresc la tot pasul, ea, care abia îndrăznea să iasă din casă de teamă să nu fie jignită, se simțea acum recunoscătoare, mișcată onorată peste măsură. Nu cântece coritoare, nu buchete de spini și urzici, nu râsete disprețuitoare, ci bucuria și entuziasmul o întâmpinau. Își întinse brațele către oameni. Îndrăgi din prima clipă acest meleag și pe locuitorii lui. I se părea că intră într-o lume nouă, fericită. Aici voia să trăiască și să moară. Ce fericire pentru un bărbat să-și poată conduce tânăra soție într-o asemenea casă splendidă. Să treacă dintr-o cameră într alta și să aude exclamațiile de încântare. Să meargă la câțiva pași în fața ei, să deschidă ușile camerei următoare și să spună Nu e rău, ce zici? Să o vadă zburând ca un fluture, ba atingând în fugă clapele unui pian, ba alergând spre un tablou, ba o privire spre oglindă, să vadă dacă sticla reflectă o imagine plăcută, va repezindu-se spre fereastră să admire priveliștea minunată. Dar cât de neliniștit devine el când deodată o vede izbucnind în plâns. Cât de tulburat întreabă ce s-a întâmplat, cât de sincer îi făgăduiește că va face totul ca să o ajute să-și uite necazurile. Cât de voios este iar când aude că nu e altceva la mijloc decât o soră care zace într-o cameră goală, urâtă, în timp ce ea, fără să aibă niciun merit, se bucură de splendorile și minunățile astea. Cât de mândru se simte asigurând o că va putea să-i dea surorii ei tot ajutorul de care are nevoie și dacă dorea începând chiar din acea seară. O, oh, nu, nu astă seară, mâine va fi timp destul. Atunci, durerea trece, o dă uitării și vizitarea casei continuă. În fotoliul ăsta se stă minunat, spune ea. Și la fereastra asta e un loc potrivit pentru măsuța de cusut. Desigur, se înțelege că o va prinde bine la masa de cusut, dar în clipa aceea el își amintește ceva ce era cât pe ce să uite. Doar nu e vorba de o căsătorie adevărată. Nu e altceva decât un simulacru. Totul nu e decât un joc. Câteodată, ea se poate de parcă ar lua în serios. Dar, Sheglström știe cum stau lucrurile. Își poate însă îngădui să se prefacă. Știe și el să intre în joc și să lase să continue câteva ceasuri, să se amuze, așa cum se amuză și ea, să-și ascundă teama în adâncul inimii, să se bucure de clipa prezentă. În felul acesta va putea, cu același sentiment de fericire, să continue vizitarea casei până când valetul va veni să anunțe că cina e servită. Nu e minunat lucru să-i poți oferi brațul miresei tale? Să o conduci la o masă încărcată cu porțelanuri fine, cu pahare de cristal ce scântează, cu tacămuri strălucitoare din argint? Să te poți așeza alături de ea, să savurezi o spățul regesc, cu opt feluri, cu vinul care licări în sticlă, cu o mâncare ce se topește în gură, de nu-ți dai seama când o mănânci. Apoi să te ridici, copleșit de emoția de a avea lângă tine o femeie care reprezintă tot ce prețuiești mai mult, deșteaptă și naturală, bine crescută, dar în același timp zburdalnică și plină de haz. Poate râde și plânge totodată. În orice clipă îți dezvăluie un nou farmec. E un noroc poate că trebuie să te desprinzi de această vrajă tocmai atunci când începi să-ți pierzi mințile. Pentru că a sosit grădinarul care astăzi face pe maestrul de ceremonii la Stora Șotor. Să anunțe că totul e pregătit pentru dans, în șură, dar că nimeni nu vrea să înceapă până când nu se arată stăpânii. Doar așa se cuvine, ca mirele și mireasa să deschidă dansul de nuntă. Ce plăcută e o asemenea nuntă! Nu printre cei de aceeași condiție socială care sunt poate invidioși și te critică, ci printre subalterni devotați care te consideră aproape o divinitate. La început, după Datină, să o învârtești pe mireasă de câteva ori, pe pământul bătătorit al șurei, apoi să te retragi pentru a o privi dansând cu ceilalți, cu fierari, cu morari, cu moșnegi, flăcăiandri și copii, mereu veselă, mereu zâmbitoare. Minunat tablou, care te face să-ți aduci aminte de vechile povești și legende despre silfide ce intră în hora oamenilor și ademenesc flăcăi în pădure. Când o vezi în mijlocul mulțimii de muncitori, ea nu pare plăsmuită de aceeași pământească argilă de rând, ci dintr-o substanță mai delicată, mai aleasă. Stai așa și te sperii cât de repede trec clipele, și deodată bași de seamă că sărbătoarea a luat sfârșit, că greul vieții începe iar. În ceea ce o privește pe Charlotte, ea avea în minte mereu avertizmentul doamnei pastor. Nu-l slăbi din ochii, draga mea. Ceva val frământă. Ai grijă de el. Băgase de seamă că de repede trece de la o dispoziție la alta, de la veselie la tristețe. De aceea nu începea niciun dans până nu se asigura că el era încă în șură și de îndată ce cavalerul își lua rămas bun, își căuta soțul și se așeza lângă el. Agere cum era, observă că străbătu curtea de la graj la șură, micul cupeu pe care Șegră-Strumul folosea în călătoriile lungi. Era scos afară, în fața remizei. Constatarea asta îi spori liniștea și a scuțit vigilența. Când dansă cu vizitiul, încercă printr-un mic vicleșug să afle ce se pusese la cale. Nu ține prea mult dansul? întrebă ea. Când trebuia să plece domnul? Ora încă nu e stabilită, stimată, doamnă, dar eu am scos trăsura afară și cai sunt înhămați. Putem porni la drum cât ai clipi din ochi. Aha, acum știa la ce trebuia să se aștepte. Dar cum bărbatul ei discuta liniștit în șură cu oamenii lui, găsi că mai chipzuit ar fi să simuleze că nu știe nimic. Probabil a avut de gând să plece astă seară, se gândia, dar poate că s-a răzgândit a văzut că nu sunt atât de primejdioasă cum credea. Nu mult după aceea, tocmai când terminase o polcă, observă că și-a dispăruse. Afară era întuneric besnă și șura era prost luminată. Doar de câteva felinare, dar își dădu seama de îndată că el nu mai era acolo. Se uită neliniștit în jur, după vizitiu și valet, dar nici aceștia nu mai erau de văzut își aruncă pe umeri pelerina, se apropie de niște tineri care stăteau în pragul șurii ca să se răcorească după dans. Le adresă câteva cuvinte și apoi se strecură tăcută și neobservată afară în noapte. Nu cunoștea locurile și nu știa încotro să-și îndrepte pașii ca să ajungă la conac, dar observă în apropiere lumina unui felinar și se grăbi în direcția aceea. Se apropie și văzu că felinarul era așezat jos, lângă graște. Vizitiul tocmai hăma caii pe care îi scosese afară. Charlotte se furișă spre trăsură. Îi venise o idee. Să pândească momentul în care vizitiul se va întoarce cu spatele, să deschidă portiera și să se urce în cupeu. Apoi, când trăsura va trage la scară și șegrăstrun se va sui, o să-i spună părerea ei despre încercarea asta de fugă. De ce nu mărturisește ce-l chinuiește? E ca un băiat timid. Dar, înainte de a reuși să-și pună planul în aplicare, vizitiul fugata. Atârnă hățurile pe marginea caprei, își luă haina de vizitiu de pe capră și o trecu peste cap. Tocmai voia să se suie când, probabil, își aminti de felinarul de pe jos. Adresă cailor un ho voinicilor. Se duse la felinar, îl stinse și îl băgă în grașt. Bineînțeles, se grăbi cât putu, dar în apropiere exista cineva mai iute decât el. Tocmai închidea ușa grajdului când răsună un pocne de bici. Un di! Puse cai în mișcare și scoase prin poarta parcului pe care vizitivul prevăzător o deschisese larg mai înainte. Trăsura dispărând în întunericul nopții pe alee în jos. Se auzeau numai huruitul roților și zgomotul copitelor. Dacă vreodată un vizitiu a alergat mai repede decât proprii săi cai, pentru a da fuga la conac să-și anunțe stăpânul că un diavol împielițat de copil, a să sară pe capră și să o șteargă cu trăsura de sub nasul lui, atunci să știți că vizitiul Lundman de la Stora Shotorp a realizat această performanță. În vestibul, de după peste Stătea de vorbă cu menajera care îi raporta că tânăra doamna a dispărut. Mi-ați spus să-i transmit doamnei că nu mai aveți timp să rămâneți în șură, dar că dânsa poate continua să danseze cât dorește. Când am vrut să mă duc la doamna, numai Vizitiul nu a putea lăsa să termine. Avea noutăți mai importante. Și a grăstum se întoarse spre el. Ce s-a întâmplat? Arăți de parcă ți s-au furat cai. E tocmai ce s-a petrecut, stăpâne. Povesti ceea ce se întâmplase. Dar nu e vina cailor, stăpâne. Ei nu ar fi pornit din loc dacă n-ar fi fost cineva să se cațere pe scară. Nu pot pricepe cine a cutezat. Se întrerupse brusc și Agrestrum făcuse ceva de necrezut. În prezența vizitiului, a valetului și a se trântise pe un scaun și hohotea de râs spre marea lor mirare. Așadar, nu înțelegeți cine a îndrăznit să-mi fure cai. Cei trei slujitori se holbau la el. Trebuie să punem mâna pe hoț. <laughs> Lundman, grăbește-te să pui șaua pe trei cai de călărie. Johansson, tu mergi cu el și ajută-l. Doamnă Selberg, ca să fiu mai sigur, mergi sus în casă și vezi dacă doamna nu e acolo. Menajera a imediat pe scări, dar se întoarce într-o clipită cu știrea că doamna nu se află sus în camera ei. Dumnezeule mare, să nu se fi întâmplat vreo nenorocire! Depinde cum o iei, doamnă Zelberg. Ia aminte la cuvintele mele. Până acum ne-am făcut cu toții de cap aici, la Storașotorp. Dar de aici înainte ne-am găsit nașul. Asta e pe placul nostru, domnule. Auzind-o, Șegrstrum, bogătașul Șegrstrum, o bătu pe bătrână pe umerii ei grași, făcu o piruetă cu ea și strigă. Îți accept soarta cu supunerea cuvenită. De aș putea face și eu la fel. Apoi fugi afară pentru ca împreună cu vizitiul și valetul să pornească în urmărirea hoțului. Nu dură mult și fugara se afla prizonier într-un colț al trăsurii cu șeagră alături. Lundman își reluase locul pe capră și conducea la pas spre conac, în timp ce valetul Johansson mâna caii de călărie. Charlotte gonise cu viteză mare, cam o jumătate de milă, dar nimerise peste pante abrupte și cu toate plesnitele de bici nu putuse sili caii să meargă altfel decât la pas. Așa că fusese nevoită să se predea rușinos. Timp de câteva minute, întrăsură fuliniște. Apoi, Charlotte întrebă. Ei, cum ți s-a părut? A fost groasnic. Îmi dau seama ce trebuie să simt o soție când îi fuge bărbatul. Chiar asta am vrut. În clipa următoare și-a grăstrumușinții umărul strâns cu putere. Te prefaci, râzi de mine, n-ai crezut nicio clipă că am de gând să fug. Draga mea, singurul moment cu adevărat vesel din această zi a fost acela când luni m a venit să mă anunțe că mi-ai furat cai. De ce? Am crezut că nu vrei să mă lași să plec. Nu mă gândeam deloc la asta, dar tot satul vorbește pe socoteala mea de trei săptămâni, iar dacă ai fi plecat... Da, sigur. Înțeleg că n-ai fi putut suporta. Râse de dragoste și de fericire, dar în clipa următoare spuse cu voce gravă. Draga mea, să vorbim odată deschis unul cu celălalt. Spune-mi, ai înțeles de ce voiam să pornesc la drum chiar astă seară? Da, am înțeles. Și de ce m-ai oprit atunci? Charlotte tăcu. El aștepta de lung răspunsul, dar tăcerea continua. Când ajungem acasă, Vei găsi în camera ta o scrisoare de la mine în care îți spuneam că nu vreau să profite de împrejurările care te-au aruncat în brațele mele. Vreau să fi cu desăvârșire liberă. Nu trebuie să privești căsătoria noastră decât ca pe o căsătorie de formă. El tăcut din nou în așteptarea unui răspuns, dar nu a auzit nimic. În scrisoarea aceea îți spuneam de asemenea că am de gând, că o mărturie a dragostei mele și pentru a repara suferința pe care ți-am adus-o să-ți donezi Torașotorp în deplină proprietate. După ce divorțul dintre noi va fi avut loc, m-ar bucura să știu că locuiești aici unde toți oamenii au și prins drag de tine. Încă o pauză lungă, dar din partea lui Charlotte nu veni niciun răspuns. Această mică aventură nu schimbă într-un nimic cele puse în scris. Am interpretat-o greșit la început. Acum înțeleg că a fost doar o comedioară pe care ai jucat-o ca să nu mă fac de râs în sat. Charlotte se apropie de el pe banchetă. Simți răsuflarea ei caldă în obraz și o auzi șoptindu-i în ureche. Ești cel mai mare prostănac de pe lumea asta. Trăsura lui Shagrstrum era un vehicul minunat, Înainta lin, fără hurducături. Shagrstrum putea face uz de îngăduința acordată. Cum? Să-ți mai spun o dată? El o luă repede în brațe și o trase spre el. Charlotte, trebuie să vorbești. Trebuie să știu ce mă așteaptă. Ei, ei bine, nu e prea amuzant ceea ce am să-ți împărtășesc, dar poate te va bucura să auzi că ieri, cam pe la ora asta, Carl Arthur mi-a ucis dragostea. Cum asta? A ucis-o. Era plictisit de Cred aproape că a făcut-o cu bună știință. Scumpa mea, lasă-l pe Carl Arthur în pace. vorbește despre noi. Chiar dacă dragostea ta pentru Carl Arthur este moartă, asta nu înseamnă... Nu, bineînțeles că nu. Dacă n-ai avea nevoie de atâtea explicații, știi bine ce prost sunt. Vezi tu, e foarte ciudat. Nu te iubesc, dar mă simt bine cu tine, mă, mă simt în siguranță. Pot vorbi cu tine orice, pot să te rog orice, pot glumi cu tine. Mă simt atât de liniștită și de bine, de parcă am fi căsătorit de 30 de ani. Cam ca și pastorul și soția lui. Cam așa. Poate nu ești mulțumit cu atât, dar cred că este un rezultat destul de frumos după o singură zi. Mi-e drag să te am alături de mine într sură și să mă urmărești cu privirea când dansezi. Îmi place să stau la masă cu tine și să locuiesc în casa ta. Îți sunt recunoscătoare că m-ai dus departe de tot, de ce era rău și înspăimântător. Stora șotor este încântătoare, dar n-aș vrea să locuiesc aici nici măcar o zi dacă n-ai fi și tu. N-aș putea să concep că ai fugit de mine, totuși... Dacă ceea ce am simțit pentru Carl Arthur a fost dragoste, ceea ce simt acum nu e dragoste. Poate te veni, spuse și a încet și după glas se vedea că e mișcat. Poate că așa va fi. Și știi ceva? Nu cred că aș avea ceva împotrivă dacă mai se rota.